Vești bune pentru locuitorii comunei Hărău. După 10 de ani de așteptare, proiectul de introducere a rețelei de apă potabilă urmează să intre în linie dreaptă. În prezent, în comună există doar apă industrială, fapt ce îi nemulțumește pe oamenii de aici, inclusiv pe edilul comunei. Potrivit primarului Lucian Albu Weber, proiectul a fost aprobat, iar acum este în fază de licitație. Am și eu nemulțumirile mele, n-am reușit în anii aceștia să rezolv o problemă stringentă în comuna Hărău, care este apa potabilă, datorită faptului că nu există sursă de apă pe teritoriul comunei de Hărău de unde se pot alimenta sistemul. Apa care este distribuită de către SECE Apa Prod în comuna Hărău este apă industrială, dar asta nu din cauza analizele făcute, din cauza formulei chimice. Fierul și manganul este mai mare decât valorile permise și atunci este distribuită ca și apă industrială. Dar în urma discuțiilor, în urma presiunilor făcute, s-a aprobat proiectul, este în fază de licitație a lucrărilor și Apa Prod va aduce apa potabilă dinspre Simeria, care va ajunge în comuna Hărău și sper eu cât de repede, și odată cu acest proiect se va rezolva și această mare problemă, care știu că e una dintre problemele care îi frământă pe cetățenii comunei Hărău. Nu stăm nepăsători la chestiunile respective.